OMD Mamaia Constanța anunță deschiderea seriei de concerte din Piazzetta Casino, începând cu data de 1 mai 2024. De altfel, zona casinoului este cea unde se concentrează principalele evenimente programate pentru anul 2024. Ce ne propunem pentru 2024? Ei bine, avem planuri foarte ambițioase. Ne propunem cu începere de la 1 mai să demarăm seria de concerte la Piazzetta Casino din Mamaia. Totodată ne propunem să revitalizăm Piazzetta Perla din Mamaia cu începere de la finalul lunii iunie, mai exact probabil de Rusali, cu evenimente în cadrul acelei piațete. Totodată ne propunem să facem câteva filme de promovare asupra destinației turistice Mamaia Constanța. Și v-am transmis printr-un comunicat de presă luna trecută ce anume am inițiat în acest sens. Totodată ne propunem să facem și câteva infotripuri pentru partenerii externi, atât pentru partenerii media, cât și pentru tur operatori. Vom avea de ales ori în mini-vacanța de 1 mai, ori în mini-vacanța de Rusali, sau probabil în weekendul ce va avea loc odată cu festivalul Never See. Bineînțeles, vom continua publicitatea în mass media națională, în internet, cât și pe rețelele sociale. Vom fi prezenți la târgurile de turism. Și aici baza o punem pe târgul de turism de la Romexpo din februarie 2024, dar bineînțeles și alte târguri din exterior în momentul în care Ministerul va publica sau va comunica oficial care este lista de târguri agreate pentru 2024. Totodată dorim să încheiem noi parteneriate la evenimentele majore din stațiuni. Totodată așteptăm propuneri din partea patronatelor asociate cu noi în OMD referitoare la proiecte pentru 2024. Ei bine, aceste propuneri de proiecte se vor discuta în adunarea generală a asociațiilor și, bineînțeles, după aceea le vom bugeta.